Sorin Câmpeanu a fost prezent vineri la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea pentru a discuta cu profesorii, sindicaliștii din învățământul vâlcean și reprezentanții elevilor despre modificarea legii educației. Discuțiile au vizat și diversificarea ofertei educaționale curriculare. Ministrul Sorin Câmpeanu a precizat că în România sunt mii de profesori necalificați și că deficitul de personal va reprezenta o problemă. Avem până la 30% curriculum la dispoziția școlii. Curriculum la dispoziția școlii înseamnă că putem să împărțim clasa în 3 și chiar în 4. Impactul bugetar al diversificării curriculumului este exact același cu cel al creșterilor de salarii. Identic. Creșterea salariilor în tot sistemul este egală ca efort financiar cu diversificarea curriculumului. Deci, numărul de ore, eu nu mă este teme de numărul de ore, eu mă tem că nu vom avea resursa umană care să fie, să aibă calificarea pentru a susține acele ore. Pentru implementarea măsurilor prevăzute în proiectul care modifică legea educației, ar fi nevoie de cel puțin o dublare a bugetului de care dispune în acest moment Ministerul Educației. Creșterile sunt graduale, una la măsuri intră din anul viitor, 2023, și creșterile salariale sunt prevăzute a intra în vigoare din, la modul ăsta, din septembrie 2023 și cursele elevilor. Alte lucruri, precum curriculum la dispoziția școlii, nu poate intra tot din 2023, pentru că nu ai ore, nu ai planurile cadru din 2023, decât la clasa 9, 24 și clasa 10 și așa mai departe. Multe dintre îngrijorările celor care au participat la discuția cu Ministrul Educației s-au referit la desființarea școlilor de învățământ special și a centrelor județene de resurse și a asistenței educaționale, precum și la descentralizarea palatelor copiilor și a cluburilor școlare.